Hello YouTube, bine ați revenit la un nou React. Mi-ați cerut de câteva ori, de fapt de mai multe ori, doar că am ignorat eu o mare parte și nu am avut timp să mă uit neapărat și să stocăresc chestia asta, să fac o reacție la Dragoș Pătraru. S-a nimerit în această dimineață să mă trezesc, destul de greu, și primul lucru pe care căruia i-am dat play pe YouTube a fost un clip de la Zlăvog, care era pus pe Efectiv Momente, în care Zlăvog reacționa la starea nației. Și inițial, mie, nu fiind neapărat fan Zlăvog, dar mă uit la toate lucrurile, am zis, uite ce băiat deștept, în sfârșit cineva îi ia la Perpulis pe Dragoș Pătraru, pentru că mă gândeam în capul meu, mă gândeam că asta o să facă, că o să-l combată pe Dragoș Pătraru cu toate căcaturile pe care le-a zis Dragoș Pătraru de-a lungul timpului. Lucru care nu s-a întâmplat. M-am uitat la clip și am rămas prost pentru că îi dădea dreptate la Dragoș Pătraru. Ceea ce e foarte greu să-i dai când vine vorba de nutriție. Nu prea m-am prins ce se întâmplă. M-am uitat la tot, nu m-am uitat la tot clipul, cred că m-am uitat la 3 sferturi din el, că deja mi se făcea lehamite. Și după am zis, nu, eu când mă trezesc trebuie să reacționez la chestia asta pentru că altfel nu se poate. Am zis, este momentul perfect, l-am și pe Dragoș Pătraru și pe Zlăvog. Ca și side quest aici, îmi place Zlăvog în mare parte, consider că are niște argumente bune în orice dorește să combată, însă de data asta s-a aruncat pe un teren pe care nu-l stăpânește, cum a mai făcut el în trecut când începea să vorbească de antrenamente, de sală și așa mai departe, doar că au fost chestii minore care cumva nu mi s-a părut că au vreo influență asupra oamenilor. Însă mă uitam și la comentariile de pe clipul ăsta și mi s-au părut destul de aberante, având în vedere că Dragoș Pătraru se presupune că are școală, doar că este biased, da? Dragoș Pătraru și Dr. Mihail au școală. Dr. Mihail este doctor, iar Dragoș Pătraru are tita mai studiile de nutriționist. Da? Școală făcută în Europa, nu în România. Lucru care ar trebui să-l acrediteze într-un fel, însă ceea ce scoate pe gură este fix invers. Iar astăzi o să ne uităm la clip și o să reacționăm la părți din ele pe care na, o să le luăm apărând. Ok, let's make this smaller. Be ready, guys. Be fucking ready. Let's go. Avem vreo șansă să interzicem mâine reclamele. Într-adevăr, cred că trebuie să existe totuși o formă de comunicare, nu-i așa, pentru toți actorii ăștia economici, prin care să-și popularizeze produsele. Dar, din păcate, faptul că fix asta este ideea cu aceste reclame duce la foarte multe abuzuri. Sunt foarte multe lucruri, nu-i așa, care ne sunt prezentate în reclame care de multe ori nu sunt adevărate, de multe ori se bazează pe vulnerabilitățile noastre ca să ne manipuleze în a cumpăra ceva, etc. Și chestia asta putem să o vedem în viețile noastre de zi cu zi. Putem să vedem toate felurile în care ne simțim nașpa că nu arătăm ca omul Marlboro, ne simțim nașpa că nu arătăm ca un model Victoria's Secret, ne simțim nașpa că nu avem o casă frumoasă. Plus 1, subscriu cumva, dar ideea e că nu suntem destul de, și o să ajungem la asta mai departe pe măsură ce înainte un clip, nu suntem destul de citiți, de învățați, de dotați din punct de vedere cultural încât să învățăm și să înțelegem anumite lucruri care ne sunt prezentate. Eu consider că doi oameni care au o educație diferită, și nu neapărat diferită prin contextul nativ primit din familie, ci ca și nivel de educație și ca dorință de a ști mai mult, de a învăța mai mult, de a fi mai aware la ce se întâmplă în jur, pot să vadă reclamele astea într-un mod diferit. Și lucrurile astea nu țin doar de, adică nu mi se pare că reclamele sunt un scam. Că reclamele,
Asta este marketingul, tot marketingul este un schem la final de zi, da? Doar consider că fiecare este responsabil de alegerile și de gândurile pe care el singur și le face în momentul în care privește două lucruri în față. Într-adevăr, marketingul este un schem. Lucrurile care ne sunt prezentate sunt prezentate cu, nu știu, cu o fațadă super frumoasă, da, corect. Modelul de la Victoria's Secret este greu de atins. Corect, nu poți să arăți ca omul Marlboro, corect, dar pe de altă parte, omul Marlboro cred că e scos de vreo 30 de ani de pe piață și nu au mai existat reclame la Marlboro. Cred că mai găsești reclame la Marlboro în momentul de față în reviste. Hai să trecem mai departe, să vedem care e schemul de fapt. Ca familia Edenia. Cam ăsta e mecanismul prin care suntem. Da, toate lucrurile care ne sunt prezentate în reclame sunt ideice. Corect, da, cinstit, da. Cum ar, cerul albastru, e un truism chestia asta. Nu, cred că ai... Și, vreau să dau un exemplu ca ai 6 clase, dar orice om cu școala generală terminată consider că poate să-și dea seama de chestia asta, adică, come on, este un truism. Este foarte subtil și Come on, nu e atât de subtil, man, să reclame, nu e atât de subtil. E obvious că reclama te avea manipulat. Tocmai de-aia e ok să eviți reclama. Da. foarte pervers, de multe ori mă dezamăgește foarte tare. E atât de normalizat și atât de larg acceptat acest comportament. Faptul că ne tratăm unii pe alții în astfel de peluri. The American Dream, da. Vă recomand pe această cale documentarul lui Adam Curtis, Century of the Self, care vorbește despre geneza marketingului contemporan cu Edward Bernays și explică cum Edward Bernays, fiind nepotul lui Sigmund Freud, a folosit principiile unchiului său pentru a manipula oamenii în a cumpăra tot felul de lucruri de care nu au neapărat nevoie, dar pe care și le doresc. De fapt, asta este toată șmecherea. True, true, asta e tot capitalismul de altfel. Adică, na, până la urmă, la asta se rezumă. Dar, again, decizia este în mâna ta. Dacă ești manipulat, whose fault is that? Adică, sincer. Cu aceste reclame și asta este toată șmecheria capitalismului. Noi așa s-a ajuns într-un punct la un moment dat în care nu a mai fost suficient, știi? Și asta a fost acum mai bine de 100 de ani. Nu a mai fost suficient. Trebuie ca de la un crearea de O să dau puțin skip până ajunge la Dragoș Pătrălu. Dori Bogdan, da. Asta e doar ca să aveți puțin context, pentru că na, este o discuție despre marketing în prim plan și înțeleg că ura lui cea mai mare este față de marketingul agresiv, care este de asemenea și a mea, doar că trebuie să și înțelegem ceea ce ți-e prezentat ție și ceea ce îți este ție servit pe masă. Așa. Bă, ok, vorbeam de marketing. Ce a făcut Dragoș Pătraru în momentul de față? A regizat un intro ca să facă anti-marketing la niște ape cu gust care urmează să fie prezentate. Man, fix asta a făcut. That's the same fucking bullshit de care vorbeam mai devreme. Dacă tot ne aruncăm în discuția despre marketing. Dragoș Pătraru a regizat un intro prin care a muit-o puțin pe bilic. Nu mă bag ce e între ei. Am uitat și o publică când a fost cazul. Ce scuze, doamna doctor. Însă, dacă își pot face același lucru ca să își facă singur reclamă la produsul lui, care este o emisiune de TV. Nu se
ce nu se poate apă cu flavors? What's the fucking point? V-ați gândit că singurul lucru pe care l-au făcut a fost ca să nu plătească TVA pe apa aia? Pur și simplu este o mișcare de PR prin care nu plătesc TVA de 24 cât căcat e acolo la 100 pentru că nu se încadrează că n-au încadrat la suc. Honestly, stai să văd, Aqua Carpatica cu gust, stai că dau search, că dacă are zahăr, sau dacă n-are, dacă au și fără zahăr, Aqua Carpatica cu gust, cu aromă, stai să văd, raspberry smeură, avem ingrediente, produse similare, ok. 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 Și ce ingrediente are? Fucking shit, man. Vreau ingredientele, atât vreau. Doresc doar ingredientele. Vreau să știu ce are. 21 de kilocalorii, 5 grame de zahăr. Ok. Băi, nu se poate apă cu flavors. Cum credeți că s-a ajuns la, cum o cheamă femeia aia de la schimb de mame? Cu orice, dar nu apă. Cumva s-a creat, dar nu știu, astea, nu știu exact cum, dar așa pare că s-a creat ideea asta că e lame să bei apă. N-are niciun gust. Poți așa să bei apă, doar apă chiar, apă fără nimica. Trebuie să aibă și ea ceva acolo. Trebuie să aibă ceva acolo. Stop un pic. Oprim un pic. Să vă spun doar atât, dragii mei. Indiferent despre ce apă vorbim, dacă are flavors, nu beți. E un rahat adăugat ca să vă facă într-un fel sau altul dependenți de zahăr. Să vă țină acolo. Cum, domne, de zahăr? Da, da, de zahăr. Serejer stau în Olanda și își pun oamenii aici ceva dop extra ca să aibă flavor apă. Măi, dar ce, de ce nu putem să bem apă? Ba, bem apă, Zlăvog. Uite, hai să dau un exemplu personal. Beau între 4 și 5 litri de apă pe zi. Însă, în restul zilei, pentru că nu vreau să beau apă și vreau să beau altceva care are gust, beau un suc zero, ori folosesc, nu știu, bolero ca să-mi pun în apă să aibă apă gust, pentru că pot să beau apă toată ziua, pe tot parcursul zilei. Și sunt oameni care nu pot avea un intake de apă la nivelul pe care ei ar trebui să-l aibă în mod normal. Și aici o să desfac eu o paranteză și o să vorbim puțin mai mult despre asta. Am întrebat de-a lungul timpului o grămadă de oameni. Majoritatea oamenilor sunt deshidratați din cauza că nu beau suficientă apă. Da? Sau au probleme cu retenția de apă, au probleme cu balanța sodiu-potasiu, tocmai din cauza că ei nu beau o cantitate destul de mare de apă. Ok. Alt lucru pe care l-am întâmpinat este că, indiferent cum am pune problema din punct de vedere psihologic, motivațional și așa mai departe, omul respectiv nu poate să bea mai multă apă decât are în momentul respectiv. Să zicem că eu i-am dat să bea 4 litri de apă sau cel puțin 2 litri de apă, care este un intake absolut normal în momentul în care te apuci și practici și un sport, să zicem, sau ai un metabolism bazal prin care consumi mai mult pe de-a lungul zilei și ai nevoie să te hidratezi. Oamenii respectiv nu pot bea, din vari motive. Unu, nu au fost obișnuiți, au avut toată viața un ritm sedentar în care a ajuns în gura lor doar când li s-a făcut extraordinar de sete și li s-au crăpat buzele. Nu au o capacitate a stomacului destul de mare încât să poată să absorbă atât de multă apă. Nu au rinichii destul de antrenați încât să filtreze un număr care este un număr infim de apă pe zi. 2 litri este infim. 2 litri de apă pe zi este un număr infim. Da? Cum ar trebui să bag eu un om ăla 4-5 litri de lichide pe zi ca să aibă toate mineralele posibile în corp dacă el nu poate să bea apă simplă? Și apare această variantă în care, uite, de exemplu, bei suc sau bei apă cu gust. Sincer, este apă cu gust. De ce? Pentru că poate este o apă plată în care îți pui tu o aromă anume și este o apă plată cu un gust. Sau o poți denumi sirop. În niciun caz nu este suc dacă nu este carbonizată.
carbonată, nu carbonizată, carbonizată e altceva, m-am prăjit de tot. Bun, acum, revenind la problema inițială, care morții ei este problema cu zahărul? Care căcat este problema lui Dragoș Pătraru cu zahărul? Cât s-a prind această lumină. Doamne, ce ars sunt. Care e problema lui Dragoș Pătraru cu zahărul? De ce este Dragoș Pătraru atât de fiert pe zahăr? Care este problema cu zahărul în genere? Pentru că toată lumea consideră zahărul ca fiind unul dintre cele mai nocive alimente. Well, am spus chestia asta de 1000 de ori. Și când am fost invitat pe podcast-uri, și când am mai făcut podcast-uri cu oameni mult mai inteligenți decât mine, pe care i-am adus tocmai pentru lucrul ăsta, și vă recomand să vă uitați la podcast-urile pe care le-am avut cu Ionuț Ignat, care este, din punctul meu de vedere, un om de 3 ori mai educat decât Dragoș Pătraru în segmentul nutriției. Dragoș Pătraru ne fiind nici măcar educat în prim plan în segmentul nutriției, el fiind un jurnalist sau prezentator de emisiune, ce căcat este el, pentru că deja mă ia flama. Uitați-vă la lucrurile alea și la Ionuț Ignat, care are și doctorat în oncologie, pe lângă toate acreditările pe care le are, în momentul de față fiind clinician nutriționist. Zahărul nu participă, există un altfel. Există două categorii de alimente care sunt obiectiv rele și nesănătoase, obiectiv clasificate ca și nesănătoase. Și alea sunt alcoolul și grăsimile trans. Și cu asta s-a spus tot. Problema populației la nivel macro nu este de fapt zahărul sau că suntem noi inundați de turbocapitalism și avem 50 de tipuri de ciocolată și 50 de tipuri de biscuiți și 50 de tipuri de brioșe în magazin și nu știm ce căcat să mai cumpărăm. Este problema problema populației este că nu sunt educați în segmentul nutriției și nu înțeleg cum funcționează toate lucrurile astea. Zahărul nu este nociv, da? Nu este un aliment nociv. Grăsimile saturate nu sunt nocive. Devin nocive în cantități mari. Ghiși ce mai devine nocive în cantități mari? Proteina. Carbohidrații, fie ei simpli sau complexi. Fibrele. Toate lucrurile astea, grăsimile nesaturate. Credeți că 2 litri de ulei de măsline pe zi, care este cea mai bună grăsime posibil în momentul de față pe pământ, credeți că intake-ul de 2 litri de ulei de măsline pe zi poate face rău unui om? Bineînțeles că poate. Același lucru este valabil și cu zahărul. Credeți că 5 grame de zahăr din căcatul ăla de Aqua Carpatica poate să-ți facă ție rău? Crezi că 5 grame de zahăr administrate zilnic, zi de zi, timp de 50 de ani, pot să-ți facă ție rău? Well, poți să zici da și atunci o să te rog să și documentezi chestia asta pe următorii 50 de ani, să-ți faci analizele care sunt necesare ca să-ți dai seama ce profil și ce probleme o să ai în viitor de la intake-ul de 5 grame de zahăr, lucru pe care dacă îl întrebi pe Dragoș Pătraru, nu ar putea să-l spună. Well, dacă vreți să țineți la toată harababura asta cu zahărul și că zahărul este un aliment nociv, trebuie să venim și cu argumente. În momentul de față nu există argument, pentru că populația nu este educată, din cauza că populația nu înțelege că problema nu este în esență macronutrientul sau alimentul respectiv, ci este intake-ul, este cât administrezi din chestia aia zilnic, cât de mult o să mănânc zilnic. Pentru că 5 grame de zahăr nu o să vă facă nimic. Nu mă credeți? Ok, do it. Documentați-vă singuri. 10 grame de zahăr nu o să vă facă nimic. Probabil 50 de grame de zahăr pe zi nu o să vă facă absolut nimic. Dar făcând chestia asta zilnic și mâncând zilnic alimente care te duc într-un surplus caloric sau chiar și într-o mentenanță calorică, să zicem, doar că alimentele sunt de mai slabă calitate, pentru că și aici avem o scară. Chiar dacă ele obiectiv nu-ți fac rău și nu-ți fac nici bine, avem o scară cu calității. Englezii au denumit-o în 2014, cred, sau 2015, când au făcut label-ul ăla pentru dummy stupid people în UK, cu ABCDE. Și avem tot label-ul ăla întreg. Mă scuzați că sunt răgușit, am țipat weekendul trecut la limba. Avem tot intake-ul ăla de la A, tot label-ul ăla de la A la E. Da? A fiind cel mai calitativ aliment, practic. Well, dacă tu îți administrezi zilnic o mentenanță calorică, un surplus caloric făcut doar din E sau D sau F și așa mai departe, până unde căcat ajunge label-ul ăla, cu cât e mai roșu, shit is going to happen. Dar
reducându-se totul la un balance, având o mentenanță calorică echilibrată, având un deficit caloric, într-un deficit caloric, problemele de genul ăsta nu o să apară, nici măcar cu un intake de zahăr administrat în fiecare fucking zi. Și este un lucru pe care oamenii nu-l înțeleg și nu pot să-l perceapă. Nu, te rog, nu mai, lasă-mă să-mi înregistrez și mulțumesc frumos. Dar avem atâta documentație pentru chestia asta și am zis chestia asta 2000 de ori, că mă mir că nu a ajuns la ei. Adică, Zlevoc, presupun că este un om care face sală sau măcar s-a documentat în detrimentul ăsta. Adică, pe Dragoș și pe Dragoș nu înțeleg că e biased total. Dar pe la Zlevoc am cumva așteptări, nu știu de ce. Băi, pare mai deștept decât Dragoș și Pătraru. De ce nu putem pur și simplu să bem apă? De ce orice căcat din viața noastră trebuie să... Că asta am mai zis chestia asta și mi-a sărit în cap, dar de ce orice căcat ever din viețile noastre trebuie să aibă un gust anume înghietor? Dar asta nu e debatable, Slavo. Poți să zici că ție nu-ți place să faci asta, dar nu poți să întrebi restul populației de ce. Pentru că restul populației vrea chestia asta. Asta este doar o părere ta personală, dar pe asta nu are nicio legătură cu ce vrea restul populației. Ca și cum ai spune, de ce nu putem să ne luăm doar mașini care să ne ducă din punctul A în punctul B? De ce trebuie să ne luăm și boliți de lux? Pentru că unii oameni au bani și vor să-i cheltuiască pe ceva, pentru că au plăceri și vor să guste din plăcerile respective. Asta este plăcerea lor. Este super simplu. Uite, un comentariu, doamne, extrem de stupid, pe dacă am bea toți apă, cine ar mai face diabet și alte boli metabolice? Man, again, bă, ce mă nervează chestiile astea, cu oamenii care își dau părerea despre diabet și alte lucruri pe care nu le știu. Doamne, am antrenat atât de mulți diabetici, oh my fucking god, și am avut diabetici care inclusiv consumau zahăr și au consumat cantități mari de carbohidrați, într-adevăr, mult mai puține zaharuri, un intake foarte mic, dar au consumat cantități foarte mari de carbohidrați și totuși am redus mereu cantitatea de insulină administrată zilnic dacă nu i-am trecut pe metformină chiar. Ce fucking legătură are apa cu diabetul? Ce legătură are apa cu diabetul? Again, contează intake-ul, contează că oamenii să-și facă analizele regulat. Întreabă un om pe stradă ce este indicele HOMA. Întreabă pe Dragoș Pătraru ce este indicele HOMA, că nu știe să-ți spună. Populația nu este educată. Dacă populația ar fi educată, ar ști să facă lucrurile astea. Eu știu exact ce se întâmplă. Știu exact când am sindrom de hipoglicemie. Știu exact când îmi scade glicemia. Știu exact când îmi urcă glicemia. Știu când se întâmplă toate lucrurile astea. De ce? Pentru că m-am educat în detrimentul ăsta. Dacă nu te educi în segmentul respectiv, de ce dorești să faci content? De ce vrei să-i induci oamenii în eroare cu privire la un anumit lucru? Nu, 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 puteți să consumați zahăr. Uitați-vă totuși la intake-ul de zahăr pe care îl aveți. Făceți-vă regulat analizele. Mergeți, faceți un IgHOMA ca să vă dați seama cât de rezistenți sau sensibili sunteți la insulină. Da? Făceți-vă nivelul de insulină. Vedeți câtă insulină secretă corpul vostru în fiecare fucking zi. Duceți-vă și faceți-vă o glicemie. Vedeți cum aveți glicemia fasted, da? Adică pe stomacul gol. The fuck? Ce este atât de complicat? Vreți să aveți un overview asupra problemelor hepatice? Faceți un LDL, un HDL, un colesterol total, un TCO și un TGP. Foarte simplu. Poate să vi le interpreteze orice medic primar. Puteți să vi le interpretați chiar și singuri. Nu sunt indici atât de complicați. Da? Dacă aveți nevoie de ajutor, apelați la un specialist. Dar educați-vă singuri în domeniul ăsta. Nu tăiați un căcat. Un lucru pe care nu înțeleg oamenii ăștia doi este că în momentul în care tu te duci și te adresezi populației, și în special oamenilor care sunt overweight și le zici, nu coaie, de azi stai orice fel de zahăr. Toate lucrurile restrictive care restricționează oamenii, dintr-un punct de vedere sau din mai multe puncte de vedere, o să aibă un efect de yo-yo în timp. De unde știu asta? Pentru că am experiență. Am testat asta pe mine, am testat asta pe alți oameni, am o grămadă de alți oameni care pot să confirme și să infirme lucrul ăsta. Fără să infirme lucrul ăsta. Să confirme lucrul ăsta, băga mea și pula, nu mai știu să vorbesc. Ok. Tu nu poți să-i spui un om cut the fucking sugar de mâine, unui obez morbid, unui om care a mâncat zahăr în fiecare fucking zi, pentru că o să-mi nebunească. Și atunci există două variante. Ori știi să jonglezi din punct de vedere dietetic cu alimentele omului din ziua respectivă, încât să-i dai sațietate, să-i dai și senzația că mănâncă ceva dulce, chiar să mănânci poate ceva dulce, ori schimbi totul cu un locuitor de zahăr.
cu ghilimele de rigoare, adică îndulcitor artificial. O să ajungem și la îndulcitor artificial pentru că ulterior o să-și bage foarte tare și îndulcitor artificial și eu o să fac un mega rage pentru că habar n-au amândoi despre ce vorbesc. Dar hai să ajungem acolo. Nu mă scuzați, trebuie să dau din nou. E rost să anume ambientor, tot timpul trebuie să fii stimulat într-un fel sau alt, tot timpul trebuie să placă. Nu poți pur și simplu să stai să bei, nu poți să stai într-o casă aerisită și atâta, trebuie să o parfumezi. Nu scoate de minți chestia asta, orice. Da, man, te scoate pe tine de minți, dar asta este. Nu înseamnă că, nu înseamnă că este ceva neimoral, non-etic, aiurea este un lucru perfect normal, având în vedere că trăim în anul 2023. Că trebuie să fie parfumat sau cu... Nu căutăm tot timpul gustul dulce. Nu vom mai... Măi, eu am eu boală sau se schimbă culorile la background-ul ăsta? Mi s-au dat mie peste cap bastonașele de pe cornee. Ce se întâmplă? Schimbă, nu, culorile. E un gradient ceva. Da, toată ziua pe cola, otrăvurile astea. Deci trebuie să facă și apa dulce ca să mențină dependența. Un produs extraordinar căruia i s-a făcut o nedreptate și a ajuns să stea lângă sucuri. Oh, săracul produs extraordinar! Ce nedreptate, domne, să stea lângă Pepsi, nu? Da, da, înțeleg chestia asta, adică înțeleg viziunea asta de marketing că își... Mă rog, au luat Aqua Carpatica la prepulis pentru faza asta că stă lângă sucuri, dar whatever, get the fuck out, nu mă interesează chestia asta, vreau să aud ce au despre zahăr. E o travă, zice! Păcate, deci eu vreau să zic o trebuie... Pepsi e o travă, Fire, având acum un an colaborare cu Pepsi. Respect pentru această inițiativă și vă rog frumos, mă rog, n-ai mai... Care e inițiativa, man? Cea mai mare influență din lume, dar dacă am măcar puțin, vă rog frumos să susțineți starea nației prin orice cale puteți, fie că vă uitați la videouri, că donați, că whatever. Oamenii ăștia trebuie să poată să facă mai departe ceea ce fac deja, fără să se bazeze neapărat. Slavoc, te realizezi că... Gen, eu fac ce faci tu și ce face starea nației, doar că acum fac la tine și la starea nației, doamne, cât de metric e chestia asta. Doar că eu m-am axat pe un singur segment. Aparent, Dragoș Pătraru în timp s-a dus de la politică la alimentație. De unde? De la reclamă, nu e așa? A, nu stai, bă, că Aqua e Pepsi acum, bă. Așa cum Dorna e Coca-Cola, v-am zis, e concurs să ne ia și apa, dragii mei. Apa noastră, în ar, lângă sucurile alea nenorocite. De ce nu ne-au băgat la detergenți? La geluri de duș? Că nu înțeleg de ce. Există parfumuri care probabil sunt mai safe de băut decât sucurile pe bază de zahăr. Mă rog. Uite, cunoscătorii știu. Ce naiba, avem dovada video. Mam, coaie, doamne, ce frustrant este chestia asta când vorbești așa din burtă și... Man, oamenii trebuie educați să știe ce face fiecare căcat de aliment pe care îl bagă în gură și după aia este datoria lor să... Este, de fapt, este doar treaba lor ce fac mai departe cu informația asta. Zahărul nu este dăunător fucking punct. Că faci diabet dacă mănânci prea mult zahăr, asta e altceva, for fuck's sake. Dacă îmi injectezi o tonă de aspartam în corp, o să fac cancer. În the meantime, poți să microdozezi aspartamul ăla for fucking 50 de ani. Adică învățați, mamă, să vă raportați la lucrurile astea, pentru că este absolut aberant. E absolut fucking aberant. Dacă acum mănânc un kilogram de ovăz sau 3 kg de avocado și fucking mor, de la, îmi pleznește pancreasul ăla de la câte grăsimi sunt în 3 kg de avocado. The fuck? Raportați-o, oamenii au probleme din cauza că au excese, sunt foarte puține patologii genetice care se nasc cu sensibilități în detrimentul ăsta și pot să facă diabet dacă consumă o cola pe zi. Extrem de puține, sub 1%. Doamne, Dragoș Pătraru, mă trici toată prin școală. Doamna nu știe, te bagi în 3 parfumerii de alea, ai rezolvat ziua. Așa, unde eram? Da, bă, că a luat o gură de asta la parfum și o mai aduc aminte unde... Iau de... Ce ziceam, doamne? Ziceam ceva cu apă. Să ne amintește sora mea când era la rând. Pe un domn s-a dus de contraia la tot o cameră. Ei nu știau
erau, de ce au pus ăștia în magazin, unde mă, pe ce era? Mai bine ne-ar fi putut. De reclamă. Ce iaurturi ai văzut în viața ta cu fructe proaste? Ce, și de ce o zici ca și cum iaurturile cu fructe ar fi ceva ok pentru sănătate? Cele mai multe având, uitați-vă pe etichetă, ci foarte mult zahăr. Da, men. Corect. Majoritatea iaurturi, deci nu există iaurt fără zahăr. Jur, uitați-vă, intrați în magazin, nu există iaurt fără zahăr. De ce? Pentru că are zahărul din iaurt, se numește lactoză, practic. Nu știa asta, Dragoș Pătraru? Te învăț un cuvânt nou? Repetă după mine, lactoză. Tot ce înseamnă lapte și este scos din vacă, are lactoză. Orice aliment pe bază de lapte va conține zaharuri de tip lactoză. Mulțumesc pentru lecție, te mai aștept și data viitoare. Da, nu este ok pentru organism și da, nu este nociv pentru organism. Nu este nici ok pentru organism și nici nociv, Dragoș. Învață să tratezi alimentele ca fiind niște lucruri neutre care aparțin unui buget caloric sau nu, dar cu care tu te joci într-un echilibru adresat corpului tău. Echilibru pe care corpul tău îl are, îl afli tu prin trial and error. Dar asta nu înseamnă că poți tu să te duci să zici în gura mare că ăla este nociv. Pentru că nu este nociv din punct de vedere fucking obiectiv ca și aliment. Tot ce bagi în gură, Dragoș Pătraru, tot ce sorbi, absolut orice atingi tu pe lumea asta, sunt elemente pe tabelul lui Mendeleev. Jesus Christ, eu cred că este un om la aproape 50 de ani sau cât ani are și trebuie să-i explic chestia asta. Adevărat ce zice omul ăsta. De ce adevărat? Cum poți să cuantifici tu că este nociv sau că nu este nociv? Păi bă, dacă eu mănânc uneori pe la, de la pe zi, cum poate fi nociv? Explică-mi, just fucking say it, explică-mi, te rog eu frumos, explică. Oamenii nu știu că eurile de fapt sunt vitamina E și din cauza că n-au vrut să le zică vitamine, fiind considerate de, fucking am uitat cum se numește asociația, nevermind, nocive, au fost numite euri, dar ei sunt vitamine, au vitamina înainte de E. Da, mă, da. Toate chestiile pe care industria le vinde oamenilor credul și neinformat și le transformă în calitate. Despre asta e reclamă. Păi da, boss, hai să informăm lumea și hai să spunem oamenilor cum stă treaba cu adevărat, că oamenii se poate să-și facă o părere și să nu pună botul nici la reclamă și nici la tine. Și să zică, da, cu aia, nu vreau să consum acuacarpatica în fiecare zi, dar o să consum o acuacarpatica pe săptămână, că poate nu-mi face rău. Aia, n-am niciun, și nu cred că o să vreau să am vreodată vreun parteneria cu Aqua Carpatica, dar gen... What the fuck? E clar, în opinia mea, că a scris-o unul spălat pe creier grav de industrie. Da, pun toți banii pe care nu i-am, că un bărbat a scris această reclamă. Eu nu cred că o femeie nu știe că siropul de agave e doar zahăr, tot zahăr, nimic altceva. Așa, și ce e românesc e bun de zis mai sot de zici că nu prea e de ei. Da. Avem deja, dragii mei... Cam slay, omul, nu vă spun. Cam neslay, Slăvoc, ce pe aia să crezi? Așa e când crezi că cineva te face din vorbe și că are școală, că îi zice cam slay, dar vezi că după aia vii cu niște argumente și niște studii și îl închizi pe Dragoș Pătraru într-o cămăruță și îl faci să regurgiteze materia și biologia și biochimia de anul întâi. Pentru că asta se întâmplă. De fructe și numai vârful de agavă, numai... Nu, să fie clar. Deci, dacă e cu suc de fructe, oricât ar fi, și mai e și cu agave, nu mai e apă, tată. E suc. Păi nu pot să o cataloghezi atâta timp cât a fost lăsată pe piață sub denumirea respectivă. Adică poți să o denumești pe aia cum vrei, ce relevanță are, ce bei, adică nici nu înțeleg despre ce vorbește. Vorbește că au făcut ăștia o reclamă proastă? Da, cinstit, este o reclamă proastă, e o reclamă destul de cringe, dacă mă întreb pe mine. Dar care e scopul? Să zici că ce? Că nu înțeleg la ce te referi, adică că vrei tu să fie suc? Ok, Dragoș Pătraru, e suc, ți-ai schimbat părerea despre suc?
Adică nici măcar nu e o părere, nici măcar nu e o părere validă, că tu încerci să insufli chestia asta oamenilor, în loc să documentezi oamenii despre ce conține sucul de fapt și cum acționează zahărul în corp și unde se metabolizează zahărul. Ba nu, ba nu, bacuri și e necesară într-o lume bolnavă. Da? Suc de fructe și îndulcitor cu... Ați luat-o cumva razna de tot? Ne prezentați sucul acum ca fiind apă? Păi stai mă, nene, că se cheamă aqua. Aqua, trebuie să vezi, înseamnă apă. Nu? De ce nu promovați mize? Și berea e apă cu hamei fermentat. Teria aia ca fiind apă cu un pic, ok, cu destul, ok, cu mult, bine, cu foarte mult zahăr, dar totuși apă. 5 grame e foarte mult zahăr. Și ultima oară când am mâncat Dragoș Pătraru zahăr, să moră Dragoș Pătraru, cred că, nu știu, da, nu știu, când am intrat ultima oară în magazin, sincer. Ăștia de la Aqua. Puneți-mi și mie, vă rog, dacă Da, vinul ia. E de filmul mut. Puritare să nu mai facem. Puritate. Pe măsură ce oamenii, consumatorii, își dau seama despre ce e vorba, reclamele sunt din ce în ce mai nenorocite, mă, mai mincinoase. Cum să ajungi să minți că un suc e apă? Dar sucul, în esență, este apă cu dioxid de carbon și cu un gust. Adică e doar o chestie de phrasing. Cu ei nu pot să cred că ăștia se ceartă pe phrasing. Mie este extraordinar de greu să cred. Bă, cu ei contează cum se numește chestia aia? Nu, fuck it, nu contează. Contează ce are chestia aia în ea? Și dacă mai îmi zice, dacă se uită zlăvăgul la chestia asta și cumva reacționează și îmi zice că dacă contează că oamenii sunt proști. Dacă oamenii sunt proști, este problema oamenilor că sunt proști. Oamenii se pot documenta oricând, oamenii pot deschide o carte absolut oricând, oamenii pot să facă un curs de nutriție absolut oricând, oamenii pot să se uite la cine are acreditări în domeniul ăsta și cine știe ce vorbește absolut oricând. Da, este vina lor în pula mea dacă cred așa ceva. Că dacă oamenii îl numesc suc, îl etichetează greșit. Chiar face că CNA ar putea lua șosetele mele și la brânza asta, că n-a văzut brânză în viața ei. Brânza de călugăr, am dreptate. De la Aqua, care de fapt e acum Pepsi. Nu, aia nu e apă. Este un suc. Ați făcut un suc pentru Da, mai e suc. oameni. Dacă tot am ajuns la oameni fără rușine, bă, gata. Gata, eu nu mai pot, nu mai rezist, mă predau. Observ că doamna Mihaela Bilic se transformă într-un fel de mol al tuturor nenorocirilor din alimentație. Dacă vrei ceva, poți. Ce se ia de acum când Borsec au făcut înaintea lor? Aia, probabil că când Borsec a făcut chestia asta, nu exista neapărat. Nu, n-aș face. Asta e greu, gândesc, ca să nu mai. Hai, bă, ajungi la Bilic odată. Începe să o perpulească pe Bilic și cumva mă bucur, dar nu mă bucur. Strept. Aoleu, internetul. Faptul că vrei tu, când ai nevoie și cum știi că ai nevoie, asta e chestia. Și cum știi că iei niște suplimente care chiar se asimilează în corpul tău? Stai, că mai e o parte interesantă. Ar trebui să arăt stresul că, mă rog, că mergi la muncă, că așa. Astea sunt toate lucrurile, dragi prieteni, care sunt incompatibile cu fericirea și bunăstarea mentală. Aceste lucruri și toată lumea care ne înconjoară, de fapt, este complet incompatibilă cu starea de mulțumire emoțională, cu relaxarea, cu toate lucrurile astea. Tot ceea ce ne înconjoară încearcă să ia ceva de la noi. Vezi, noi trebuie să ne luptăm cu asta zi de zi. Aia te simți rău, nu când ai luat ashwagandha sau. Ok, bun. E un subiect important chestia asta. Într-adevăr, ai dreptate. Stresul vine din lucrurile cotidiene pe care le facem zilnic și lucrurile prin care suntem practic obligați să participăm la acest Matrix să le facem în viața de zi cu zi. Să te duci la muncă, să speli hainele, să ți ștergi pisica la curs, să schimbi litiera, să cumperi mâncare, să plătești taxele la stat și așa mai departe. Da, și într-adevăr, lucrurile astea ți-au din fericirea pe care o ai pe care ar trebui să o ai în detrimentul homeostazii. Da, bun.
Ideea e că nu ai cum să combați chestiile astea. Cum nu ai cum să combați corupția din țară, de exemplu, sau cum nu ai cum să combați alte lucruri de care ești frustrat absolut zilnic. Și sunt 100% convins că sunt oameni care se uită și care au o frustrare care este zilnică. Fie că nu arată cum vor ei, fie că au bani dismorfia, fie că nu au bani, fie că nu au o familie fericită, fie că au o familie disfuncțională sau orice alt fel de probleme și traume și așa mai departe. Ideea e că sunt unele lucruri care nu pot fi schimbate. Da? Sau în care nu poți să ai un aport foarte mare ca să le schimbi. Și în momentul ăla apare această ipoteză de a lua ashwagandha, care este o ipoteză ipotetică, deoarece ashwagandha poate să însemne orice altceva pe care tu îl faci ca să te relaxezi sau să ieși din zona aia de stres. Și da, ashwagandha este o opțiune bună în momentul în care tu nu poți să te lupți cu celelalte lucruri, Slavoc. Nu pot să cred că trebuie să spun asta. N-ai luat, nu știu ce, anumite vitamine sunt folositoare, dar când ai nevoie, nu luat așa mereu, doar pentru că vrei tu, când ai nevoie și cum știi că ai nevoie? Simplu, Slavoc, te duci și îți faci analize. Există analize pentru fiecare vitamină din corp. Singurul lucru pe care puteți să-l faceți, oameni buni, în momentul în care luați vitamine după capul vostru, este să faceți vitaminoză, care este un exces al vitaminelor în corp, care nu poate duce la lucruri extrem de grave. Adică nu puteți păți practic mai nimic și o să le eliminați pe toate prin urină, mai ales cele hidrosolubile. Iar cele liposolubile se vor metaboliza în corp cu ajutorul grăsimilor. Cele hidrosolubile le veți scoate la pipi, practic. Și pur și simplu trec prin corp fără să mai ajungă într-un punct, ajungeți să faceți pipi colorat din cauza lor și cam that's the fucking whole point. Dar da, Slavoc, poți să afli când ai nevoie de anumite vitamine făcându-ți analizele respective pentru fiecare vitamină în parte. Știi că iei niște suplimente care chiar se asimilează în corpul tău? Absolut orice iei în fiecare zi se asimilează, este legea termodinamicii. Orice lucru care nu se asimilează, fie el supliment sau aliment, ca să știi că nu se asimilează, există două căi. Unu, îl elimin pe cale renală imediat după ce l-ai ingerat și doi, îl elimin prin cale bucală la fel imediat cum l-ai ingerat. Astea sunt singurele momente în care lucrurile respective nu se asimilează. Practic, orice băgăm noi în gură se asimilează dacă are și aport energetic. Dacă nu are aport energetic, va fi eliminat prin cale renală. Doc, asimilarea asta este profund legată de caracterul de genetica ta. Fals, nu este strict legată de genetica ta, este strict legat de fizică. Dacă un tot oameni, da, eu și tu, băgăm o vitamina C, ea se va metaboliza și asimila indiferent de situație, decât dacă nu ai o patologie genetică, cum am spus mai devreme, care te face să o elimini imediat pe cale bucală sau cale renală. Practic să o respingă corpul. În schimb, noi nu avem depozite pentru foarte multe lucruri în corp, deci nu putem să le depozităm și să se întâmple ceva rău cu ele. Ele trec prin corp, dacă corpul are nevoie de ele, le asimilează, dacă nu, le va elimina. It's that fucking easy, man. Genele tale, tu... Nu e vorba de nicio genă. Eu poate asimilez magneziu doar în anumite condiții. Nu, asimilez magneziu oricum, Slavoc. Asta este... mi se pare aberant să spui chestia asta. Ți-e însoțit de altceva. Tu poate ești complet altfel. Adică sunt lucruri pe care noi am vrea să credem că sunt simple și că... Sunt extrem de simple și sincer, mă mir că... Pentru tine nu sunt atât de simple, pentru că sunt la un click distanță, Slavoc, și ești un om foarte deștept care știe să citească un studiu. Am luat o pastilă și gata, dar adevărul este că nu sunt așa de simple. Da, nu totul se rezumă la a lua o pastilă și gata, dar în momentul în care iei pastila aia, singurele momente în care pastila aia nu se asimilează, ți le-am explicat. Andrew Huberman, care zice de proprietățile miraculoase ale nu știu cărei, și da, mai... Da, Andrew Huberman este un geniu în neuroștiință. În tot ceea ce vorbește în afară de neuroștiință, este un aproape de, nu știu, e un om... biased, again, da? Da, când vine vorba de neuroștiință și strict legat de neuroștiință, Andrew Huberman chiar este un om foarte inteligent, da? Printre un top al celor mai inteligenți oameni care fac content, unul de care știm noi, este Andrew Huberman doar pe partea de neuroștiință. Tot ce ține de orice altceva, de suplimentații, de antrenament, etc., etc., Andrew Huberman este biased. Asta nu înseamnă că e bun sau rău, e că asta înseamnă că are niște păreri personale ale lui pe care nu le poate obiectiviza. Be very well backed up by science, dar problema e, da, cum ziceam, lumea care înconjoară, nu faptul că nu e, nu știu ce spune. Foarte nociv, nu trebuie să alergi, domne, dintr-o parte în alta, nu! Te duci la doamna Bilic și îți dă dânsa
care e problema cu gumele? Guma de xantan, guma de guar? Mami, sunt chestii documentate lucrurile astea, nu sunt nocive. Avem atâtea studii, sunt atâția oameni în pula mea care s-au dus și s-a testat pe ei lucrurile, s-au testat pe ei lucrurile astea, doar ca tu să poți să bagi în gură mai târziu. Adică, come on, gen, înțeleg că totul este despre cât de bolnav te vrea lumea, cât de te vrea statul, te vrea ordinea mondială, cine căcat te mai vrea să fii bolnav, să ai diabete, etc., etc., da? It's not like that. Nu toate lucrurile funcționează în detrimentul ăla. Pur și simplu, lucrurile sunt făcute ca să existe și să asigure un anumit confort pe lumea asta. Adică pentru asta am evoluat și noi ca oameni, ca să avem un confort mai mare. Că am distrus noi totul în jurul nostru făcând chestia asta, that's the second one. Dar totuși nu pot să iei toate... Da, mă rog. Pe bază de dacă și vă alte nenorociri, ce să mai, pâine albă, albă, în pâine de aia dezbrăcată de toți nutrienții, ca... Care nutrienți, man? Singurul lucru care este dezbrăcată făina albă sunt fibrele. Vreau fibre pe să-ți iei în altă parte. Care e problema cu făina albă? Este ca orice alt carbohidrat, dacă se absorbe mai repede și are un indice glicemic puțin mai mare și un... Therefore, corpul tău să aibă un spike insulinic mai mare. Dar care e problema cu făina albă? Care e problema cu făina albă? Ok, iar vorbim în pula despre lucruri, păi dăm... Ce ar trebui să consumăm, frate, din prisma lui Dragoș Pătraru? Sincer, acum, ce ar trebui să se întâmple? De ce căcatul nu poți să învăț oamenii cum să aibă un aport echilibrat de lucruri în viața lor, prin care să ajungă și în punctul în care își doresc ei, din punct de vedere fizic, aspectual, și fizic al organelor interne, în care să aibă și un confort că mănâncă ceea ce vor ei, și în care să își atingă și obiectivele. De ce pula mea nu poți să faci chestia asta și ții să spui că ai un căcat, carbohidrat simplu căcat. Ce pula ai, toată familia, ai avut diabet când erai mic și ai rămas cu traumă, că nu înțeleg, că ai problema. Adică, what's the fucking point? Ce e așa de greu de... Mi se pare că faci din biochimie rocket science, frate, și nu e rocket science. Unde ai învățat nutriție? La Seran? Unde? Unde? Ce se întâmplă? Ce-i scăcaturile astea? Alumea, ce poți să-ți mai dorești? Te ridici pe degete, moa. Femeia asta e bucuria farmaciștii. Asta este ultima ispită. Dar mă înțeleg că Bilic nu este cel mai deștept om când vine vorba de nutriție, dar dacă o pun pe Bilic cu Dragoș Pătraru în față și să dea, să facă un debate despre nutriție basic, eu garantez și pun toți banii pe Bilic, deși nu supăr pe doamna doctor Bilic, îmi pare rău doamna doctor, că îi pișe pe Dragoș Pătraru. Cum? De unde? Adică, care e problema cu făină albă? Că ce, că o să-mi zici că o să ai un spike? Ok, consumă franzela aia, mâncați-a și gura ta, cu o grăsime nesaturată și cu o proteină. Și o să vezi că spike-ul la insulinic o să scadă, nu o să-ți mai sară insulina la glicemia la 150, o să fie 120, which is fucking good. It's fucking good. Având în vedere că poate festă de ai 90, nu înțeleg, toți oamenii ăștia s-au tripat anul ăsta pe rezistența la insulină, spike-ul insulinic. Și asta este vina lui Dr. Mihail. Și promit că data viitoare o să vin și pentru Dr. Mihail, dar mi-a dat bloc acum că e frică. Și știu că, de fapt, nu, cred că avea Robert un clip despre lupețeavă, dar poate nu mai vorbesc despre asta. De când a adus Dr. Mihail chestia aia cu spike-ul glicemic, toată lumea nebunit. Bă, oameni buni, învățați să mâncați macronutrienții, adunați la masă, ca să scăpați de spike-ul la glicemic, dacă asta este problema mare. Brava doamnei doctor, adică, mă rog, dacă îi se mai poate spune așa. Franzela albă pentru copilari. Vine școala, spune doamna Bilic, și ce să le dai copiilor? Îl pâine albă, îndoapă cu pâine albă. Nu, mă, nu să le facă copiilor amestec de legume mexican cu un orez brun, cu niște, cred că cu o vită maturată, low fat. Și bineînțeles, toate lucrurile astea o să fie făcute de părinții care au salariu mediu pe economie și care nu au timp de absolut nimic. Cu aia e cut the fucking bullshit. Again, învățați lumea cum să își aranjeze și să învețe fucking, să aibă educație nutrițională. Nu că nu e bună pâine albă. Cum face pocoloa și așa? Dar și voi like-uri, da? Ați auzit, da? Dă curgă like-uri. Ați auzit? Dați like-uri. Da.
Bom, 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 aici. Revin la doamna doctor. Auziți de ce e bună pâinea albă, franzeala de 2 lei? Citez. V-ați gândit vreodată că pâinea este alimentul care ne scoate din impas? Dacă e vorba de foame, cu un sandwich rezolvi situația. Nici nu bă, fucking shit! Deci, da, este un citat absolut penal pe care l-a spus, dar nu a zis absolut nimic fals. E ușor de transportat și foarte ușor de consumat. Da, doamna doctor, mă scuzați, dar contează ce pâine alea două felii de pâine. Îmi pare rău, dar chiar contează ce pâine alea două felii de pâine. Dar da, este ușor de transportat și ușor de consumat. What's the fucking problem? Eu mănânc pâine, am mâncat pâine în pregătire, cred că la 2 mese din 5 pe zi. Am mâncat felii de pâine. Într-adevăr, am preferat să am puțin mai multe fibre și mi-am luat o pâine integrală, dar în momentul în care mi-am găsit pâine integrală, m-am luat pâine tot slabă. No fucking difference. Nu a fost absolut nicio diferență. Am făcut chestia asta 3, 4, 5 luni pe an. De ce? Pentru că mi-era foarte ușor să-mi calculez lucrurile astea și nu s-a văzut absolut, nu a avut niciun impact asupra glicemiei, nu a avut niciun impact asupra sănătății. Da, cam asta fac toți părinții care sunt under the schedule acum în România. E ușor de transportat și ușor de consumat. Contează ce pui între tăticu. Daia bună, da? Yeah. Unul care a făcut reclamă la Fanta. Fanta, tăticu. Daia bună, da? Cu aromă de mamă. Wild, dude. Absolutely fucking wild. Toată chestia asta cu zero zahăr. O să dumnezeu. Deci... Ia să vedem ce zice despre zero zahăr. Filip este un medic nutriționist, așa se recomandă, care, mă rog, are o prezență destul de puternică pe social media, în care ne explică cum mâncăm, ce mâncăm, alea, știi? Cumva inadmisibil pentru un nutriționist să recomande, mai ales că, bineînțeles, aici probabil este vorba de o formă de reclamă remarcată. Pe așa pare, nu văd aici prin ăsta niciun fel de... niciun fel de nimica. Cumva inadmisibil pentru un medic nutriționist să-ți recomande Fanta zero zahăr. Asta este ultimul lucru pe care o să reacționez, pentru că deja sunt 50 de minute și cu asta închei. De ce este absolut inadmisibil? Și eu sunt nutriționist, la Vogue. De ce este inadmisibil să recomand ceva zero zahăr? What's the fucking problem? Știi că există peste 100 de meta-analize și de review-uri sistematice despre îndulcitori? De la acetul FAMKAPA, la stevia, la... cum dracu se numește celălalt? Cam lapsus ca handicapatul. Aspartam, da? Există studii, meta-analize, review-uri sistematice, RTC, Randomized Controlled Trials, făcute pe oameni care demonstrează că acești îndulcitori sunt complet safe, 100% safe pentru a fi consumați. Nu doar că 100% safe, dar nu există nici măcar o rată de îmbolnăvire a oamenilor, nu există nici măcar un parametru care s-a ridicat în corpul oamenilor atât din cât au mâncat, li s-a administrat și așa mai departe lucrurile respective. Nu te interesează chestia asta? Vrei să te gândești la studiul ăla făcut pe șobolani, în care s-a administrat de 15 ori doza de aspartam într-un șobolan și a făcut doza recomandată pentru om într-un șobolan? Efectiv s-a administrat aspartamul șobolanului ăla cam cât avea el greutate și a făcut șobolanul cancer și a murit în nu știu câte săptămâni, studiul ăla din 90, ok. Foarte multă lume face chestia asta și am mai dezbătut-o pe alte vloguri. Ce problemă? Poți să-ți bazezi și să spui încrederea în studiul ăla cât vrei tu. Însă știința este complet altfel și tu nu poți să combați știința. Nimeni nu poate să combate știința. Singurul lucru care poate să combate știința, și cu asta o să închei, este știința. Pentru că știința vine an după an și spune dacă a greșit în trecut și spune, băi, aveam o problemă, anul trecut am zis că asta e bine, acum am zis că nu mai e bine. Să știința spune de vreo 10-15 ani încoace că îndulcitorii artificiali sunt complet safe de consumat. Lumea poate să înțeleagă sau poate să combată lucrul ăsta, da? Nu are cum să-l infirme, din păcate. Deci să spui că este inadmisibil este fals, da? Pentru că este foarte admisibil să facă chestia asta. Că și-a făcut ea ad fără să dea hashtag ad, asta este problema ei și este bulangerică pentru că a făcut lucrul ăsta. Însă, îndulcitorii artificiali sunt 100% safe și aparent pentru stevia care există beneficii dacă o consumi decât dacă nu o consumi. So, îți recomand să te recomandezi să îl privești pe Dragoș Pătraru cu un ochi mai critic, pentru că eu cred și consider că ești mai deștept decât ai părut pe clipul ăsta.
pentru că te urmăresc de mult. Iar pentru Dragul și Pătraru îți recomand doar să te oprești, sincer. E tot ce îți recomand. Băi, dacă vrei să cauți studiul de anul ăsta în care FDA dorea să a inclus îndrăgitori artificial pe aia de pe lista de carcinogene. Lângă, iar pe lista de carcinogene era și meseria de miner și așa mai departe, te invit să-l cauți, am uitat cum se numește, dar sigur îl găsești pe internet și ai să vezi că momentul în care oamenii încep să aibă downsides de la consumul de îndulcitori artificial este de la doza de 21 de doze de suc cu îndulcitor pe zi și 21 de doze de 500 de mililitri, de 330. Te invit să calculezi, nu mai știu care este. Stai să facem așa un calcul rapid. 20 ori 5, 10, undeva la 12 litri jumate de îndulcitor artificial pe zi, de suc cu îndulcitor artificial pe zi. Sau 95% din îndulcitori artificiali sunt eliminați prin urină, asta ca să știi și tu, adică din nou pe cale renală. Chat, YouTube, vă mulțumesc că a stat până la final. Îmi pare rău că am făcut rage. Poate ar trebui să vorbesc mai blând, dar din păcate nu pot, pentru că îmi stau pe creier foarte multe din lucrurile astea și sunt lucruri pe care le-am mai dezbătut și le-am mai zis de o grămadă de ori și de o grămadă de ori și de o grămadă de ori. Și mă enervează când oamenii ăștia au acapareză piața atât de mult, încât nu mă pot abține. Și, sincer, îmi pare rău că există și nu există oameni care să facă educație nutrițională de la A la Z și să zică, uite bă, frate, Asta e bun, dar trebuie să-l consumi în cantitățile X. Cum și ăla e bun, dar trebuie să-l consumi în cantitățile X și așa mai departe. Mulțumesc că a stat până la final. Nu știu scuze dacă am fost nesimțit sau am zis ceva rău, dar așa sunt eu când mă enervez. Și ne vedem la următorul episod. Am pupat!